Versetul zilei. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Romani 12:2. Versetul din Romani 12:2 ne îndeamnă să nu ne conformăm mentalităților și valorilor lumii actuale, ci să ne lăsăm transformați prin înnoirea minții noastre. Într-o lume în continuă schimbare și în care presiunile sociale pot fi puternice, suntem chemați să ne ancorăm în adevărurile lui Dumnezeu. Prin înnoirea minții noastre, suntem capabili să discernem voința lui Dumnezeu și să trăim o viață care îi este plăcută. Transformarea minții nu este un proces ușor, dar prin căutarea continuă a cunoașterii și a adevărului divin, putem să ne schimbăm perspectiva și să trăim în acord cu planurile sale. Haideți să ne rugăm! Tată Ceresc, ne apropiem de Tine cu umilință și dăruim inimile noastre înaintea Ta. Rugăm pentru puterea și grația de a ne transforma mințile prin înnoirea lor. Îndepărtează influențele lumii care ne îndepărtează de voia Ta și ajută-ne să pătrundem adânc în înțelepciunea și adevărul din cuvântul Tău. Luminează calea noastră pentru a putea distinge voia Ta plăcută, perfectă și bună. Fie ca fiecare gând și acțiune să fie în conformitate cu planurile Tale. Îți aducem această rugăciune în numele lui Isus. Amin.